Cum a fost la Târgul Mei din RO, organizat de cei de la designist.ro și ce ne dorim anul acesta în legătură cu târgul? Salutare! Sunt Dragoș Ivan și reprezint Garajul Galben, lemn cu atitudine. Azi vă povestesc despre Made in RO, care s-a ținut la București, la Impact Hub, organizat de designist.ro, și vă mai spun despre ce ne-am dorit să facem anul acesta și cu ce să ne prezentăm la târgul din iarnă. Eu sunt tot acasă, tot în izolare, așa că haideți să-i dăm drumul. Vă spuneam în vlogurile trecute că anul trecut, prin martie, eu și cu Radu am luat un spațiu în chirie și ne-am apucat mult mai serios de treabă. O prietenă de-a noastră, văzând evoluția, a venit și ne-a spus că este un târg la București de design pentru designer și că merită să venim și noi să ne expunem produsele. Am vorbit cu Radu și am luat hotărârea să mergem la acest târg. Apoi a urmat o perioadă în care am pus la punct unele produse mai vechi și am fabricat unele noi. Peste vară am lucrat la proiectele pe care le aveam deja în curs, până în luna august când ne-am dus în concediu. Am zis că după concediu ne apucăm de târg. După ce ne-am întors din concediu, ne-am pus serios pe treabă și am organizat fiecare detaliu pentru plecarea noastră la târg. Am plecat spre București în data de 21-22 noiembrie, târgul s-a ținut în 23-24 noiembrie, sâmbătă și duminică, și noi trebuia să fim acolo cel târziu vineri ca să putem să ne aranjăm standurile. Țin minte că am înfășurat toate produsele în folie, în pături, ca să nu le zgâriem, le-am pus în cutii cât mai bine organizate și le-am pus în mașină. Fordul lui Radu este un break și s-a umplut până sus. A urmat vineri seară, momentul în care am plecat spre Impact Hub să mergem să ne aranjăm standuri. La primul nostru târg am fost prezenți cu mai multe produse pentru că am vrut să testăm reacția oamenilor. Printre produse pot să vă enumăr măsuța de cafea 90, comoda TV Smuk sau noptiera Meduza. Ca și detalii, am avut expuse bate în lemn și Cartier. În următoarea parte, aș vrea să vă arăt puțin site-ul designist.ro și să reamintesc câțiva oameni care ne-au plăcut foarte mult la târg. Ok, haideți să intrăm la designist.ro, aceasta este pagina lor, designist, concentrat de idei fine. Vă invit să dați un ochi aici pe pagina lor să vedeți, au mai multe articole scrise despre arhitectură și design interior, case din România, design hibrid, graphic design, design în oraș, eco, news, mansarde, vedeți voi pe ce intrați, pe ce categorie intrați și la ce articole vă uitați. Apar mai multe articole legate de Made in RO și noi o să intrăm pe articolul cu târgul care s-a ținut în 23-24 noiembrie 2019. După cum vedeți, un 7 ani, 14 ediții, peste 110 designeri. Anul trecut a fost ediția cu numărul 14. În continuare o să dau un pic scroll pe pagina să vă arăt cam cum este acest articol. Și cum vă spuneam, o să-i amintesc pe cei ce ne-au plăcut foarte mult. Primul este Eromos. În domeniul nostru, noi considerăm că este foarte tare. Este un om foarte talentat, face niște lucruri extraordinare, speciale. Lucrează cu lemn masiv, cu lemn de nuc, cum lucrăm și noi. Vă invit să-i vedeți munca pe pagina lui de Facebook, pe pagina lui de Instagram și pe site-ul propriu. Dăm mai departe și vedem aici fotografii de prin târg. Fotografia cu bate în lemn de la Garajul Galben. Asta a fost la standul nostru. În fotografie se văd micile bucățele de bate în lemn. Mergem mai departe. La târg au fost foarte mulți designeri care fac haine, ceramică, haine pentru copii, bijuterii, obiecte de decor. Ok, mergem mai jos. Și ajungem la Doaga Studio. Doaga ne-a plăcut iarăși foarte mult. El cumva credem că se aseamănă cu noi sau noi ne asemănăm cu el pentru că lucrează obiecte de decor sau obiecte de design pentru acasă strict și numai din doage de lemn de butoi.
și noi avem câțiva suporți de vin făcuți din doage de butoi, din lemn de stejar, dar diferența între noi este că băiatul de la Doaga lucrează exclusiv numai cu lemn din butoi. Ne place foarte mult, ne-a plăcut foarte mult, vă recomand, intrați să-l vizitați, intrați să-i vedeți munca și obiectele pe care le creează. Mergem mai departe și ajungem la Lia Pfeiffer și Dan Ungureanu. Ei sunt prietenii noștri din Timișoara, Lia ne-a recomandat acest târg și ne-a ajutat foarte mult să ajungem la acest târg, să ne prezentăm produsele și să facem și noi parte din toată comunitatea aceasta de designer care expun la un târg. Lia face păpuși, are atelierul de pufoșenii, face niște lucruri extraordinare, foarte frumoase, foarte speciale. La fel vă invit să o vizionați și pe ea, să intrați pe pagina ei de Facebook și să vedeți ce produse minunate are acolo. Mergem mai departe, câteva fotografii. Apropo, mâncarea, băutura, cafeaua, dulciurile de la târg sunt excepționale și demențiale. Chiar vă recomand să veniți să vizitați târgul în iarnă, să vedeți produse super faine, să vedeți oameni care lucrează cu drag, oameni muncitori, să ne vedeți pe noi toți într-un loc și să alegeți cadouri foarte speciale și, cum spuneam, legat de mâncare, să gustați ceva foarte bun. Glum ne-a plăcut iarăși foarte mult. După cum vedeți, face lămpi din lemn de rădăcină. Eu cred că este ceva special și aparte. Mergem mai departe. Și cam aceasta este pagina dedicată târgului, ediția numărul 14-2019, de la Made in Ro, făcut de designist.ro, găzduit de Impact Hub. În continuare o să vă arăt câteva fotografii făcute de mine în cadrul târgului. Ne-am pozat puțin standul. În prima fotografie o să vedeți un colaj de 3 fotografii în care apare o noptieră meduza, cealaltă noptieră mai specială sau nici nu știm cum să-i spunem, un stender de cărți, un stender de chei, un stender de obiecte personale acasă, obiecte de decor, încă nu știm exact în ce categorie să-l încadrăm. Și în dreapta de tot se văd 2 suporți de sticli de vin. Mergem mai departe cu următorul colaj, iar de la stânga la dreapta vedem comoda TV Smuk, pe ea au fost expuse bate în lemn, iar în mijloc se vede colecția Cartier. Încă o fotografie cu Cartier. Cartier este un obiect de decor, strict de decor, se pune undeva în casă, este făcut din lemn de brad. Lemnul de brad pe care l-am tratat în mai multe feluri, în fotografie se vede o bucată de lemn de brad arsă, una vopsită și mai jos puțin se vede și o bucată de lemn de brad dată cu ulei. Aici sunt cărțile noastre de vizită, sunt făcute tot din lemn, sunt ștampilate de noi. Îi mulțumim pe această cale Ștefaniei Danilo pentru că ne-a ajutat. Asta și-a ștampilat câteva zeci bune de cărți de vizită, dacă nu sute, nu mai știu exact câte am făcut, ne-am pregătit cu foarte multe am dat, încă mai putem să dăm, suntem foarte mândri de aceste cărți de vizită. Bate în lemn, acesta este cartonașul de la Bate în lemn. Bate în lemn este un obiect de uz personal, un obiect care îți aduce noroc după superstiția bătutului în lemn. Bați în lemn și alungi ghinionul. În această fotografie apar 2 suporți de sticle de vin. Cum vă spuneam, sunt făcuți din doage de butoi, din lemn de stejar. Aici apare Radu cu standul nostru. Din nou bate în lemn și cărțile de vizită, împachetarea de la bate în lemn. Bate în lemn are și o bucățică de piele, un șnur de piele pe care poți să-l folosești ca să îți legi obiectul care îți aduce noroc. Prețul 35 de lei. Din nou cutia cu bate în lemn, cartonașul cu titluri. Iar pe spatele cartonașului aveți o poveste, povestea bătutului în lemn, povestea superstiției. Fiind un târg înainte de Crăciun, oamenii vor căuta cadouri aparte,
care mai de care, mai speciale, sau poate chiar își vor cumpăra un produs pentru ei. După această experiență, ne-am dat seama că produsele de mari dimensiuni trec mai greu, dat fiind faptul și că se apropie Crăciunul și oamenii se bazează pe cumpărarea cadourilor. Așa că în următoarea parte a vlogului o să vă povestesc despre ce ne dorim să facem anul acesta și despre ce ne dorim să prezentăm la târgul Made in Rom. După cum vă spuneam, ne-am prezentat cu cel puțin 3 feluri de produse la târg, iar anul acesta am vrea să avem un singur fel de produs. Mai bine spus, tema este taburetul. Împreună cu Radu am luat hotărârea să construim 18 tabureți. Ca și organizare, conceperea acestor 18 tabureți se va întinde până în octombrie, iar noiembrie ne o vom rezerva ca să pregătim plecarea la târg. Ne-am gândit să realizăm niște tabureți foarte simpli, confecționați din materiale reciclate sau recuperate. La fiecare mare proiect pe care îl realizăm în atelier, noi calculăm o marjă de 10% pierderi, iar pierderile acelea nu se aruncă niciodată, ci se pun deoparte pentru asemenea proiecte, precum sunt tabureții de anul acesta. Evident că vom folosi și piese noi pentru tabureți, pe care le vom confecționa sau le vom cumpăra gata făcute. Cu toate că acești tabureți vor fi făcuți din materiale reciclate sau refolosite, ne dorim să scoatem un produs unicat, bine finisat, bine definit, care să se potrivească la tine în cameră, la tine în living, în apartament sau în casă. Sper că v-a plăcut și că vă este de ajutor. Dacă nu v-ați abonat, abonați-vă, dați-ne un like și un share și în perioada asta cel mai bine stați acasă. Ciao!